situație dramatică în care sunt trecuți în continuare părinții, copiilor care și-au pierdut viața acolo. Înțeleg că mâine seară va fi un meeting în Piața Victoriei, în fața guvernului, la ora 19. Nu am așteptări foarte mari și vă spun de ce. Pentru că domnul acela, Vlad Cosma, care a drogat la volan, a accidentat mortal cei doi tineri, da, a fost totuși oprit de poliție de două ori înainte. Da, numai e un caz, e clar. Omul are sau familia dânsului au o influență politică considerabilă și din ce înțeleg, din ce am văzut în presă, se pregătește o disculpare a lui, o culpă comună, de fapt erau de vină victimele și ceva de genul acesta, care ar însemna o pată imensă pe obrazul justiției. Asta este toată problema. Vă reamintesc că noi în România avem problema aceasta a magistraților care poate să facă aproape orice de multă vreme. Tot în Constanța, deci nu foarte departe de 2 mai, am avut cazul acela al unei judecătoare prinsă că ia șpagă de parcă erau 100 de milioane de lei în total pentru diverse decizii pe care le-a dat în cursul carierei favorabile unor părți care au dat banii, prinsă de DNA, judecată și condamnată în prima instanță, cu apoi un proces care a fost tergiversat în apel și la ICCJ atât de mult încât a scăpat prin prescripție și apoi trea repusă în funcție de unde au luat-o, plus despăgubiri plătite de către statul român către ea, plus, evident, pensia specială, că na, merită, că a judecat bine. Deci aici vorbim despre un judecător prins în flagrant, nu vorbim despre o opinie de presă sau opinia unei a cuiva anume, a unui avocat sau unei părți care a pierdut un proces. Deci se întâmplă niște lucruri atât de scandaloase încât nu pot să mă aștept să se întâmple justiție în momentul acesta.